și bine ați venit la o nouă zi de vlog. Eu tocmai am terminat de realizat acest machiaj, un machiaj full face cu produse de la Essence, mai puțin creionul de pe buze, pentru că dacă ați văzut prima variantă pentru buze n-a fost cine știe ce, nu e creionul ăsta contur pentru buze de la Catrice, o nuanță care să mi se potrivească, cu atât mai puțin în combinație cu rujul, așa că am folosit Because Duh 01 de la Essence. Dar, practic, Essence, Catrice sunt cam același lucru și sper că vă place rezultatul final. Mie îmi place tare mult, dar să vedeți așa, sper că e destul de pronunțat și pe cameră așa cum este în realitate. Produsele le-ați văzut așa pe parcurs cam ce am folosit și nu am nicio dezamăgire până acum, fiecare produs a aplicat bine, frumos, inclusiv acel creion pe ploape, super, super frumos și îmi place cum a ieșit și cum s-a legat tot machiajul. Și ați văzut că v-am arătat la un moment dat blush-ul pe care l-am presat ieri, e ok, e super și mă bucur mult că am reușit să îl readuc la viață. L-am sfărâmat nu foarte super, super mărunt, așa că să-l fac ca o pulbere sau ceva, în niște bucățele mai mici. Am pulverizat niște spirit, avem în casă spirit de 90 de grade și după care cu un șervețel pus deasupra am apăsat ușor chiar cu un ruj, dacă nu mă înșel, cu ceva pe aici, în fine. Uite, cu ăsta am presat, cu capacul rujului de la Sandstone. Și l-am lăsat toată noaptea așa cu capacul desfăcut, el deja s-a uscat, l-am aplicat astăzi și îmi place tare, tare mult, ce frumos, așa, și sper să vă placă și vouă machiajul ăsta. Ia să venim un pic așa mai îndeaproape, dacă ne ajută și focusul, așa, uite, cam așa arată el de aproape, vedeți că acum îl vedeți mai intens. Nu am mai prins ring light-ul azi, dar sper că totul se vede frumos și cu paletuța asta de iluminatoare, care este superbă și m-am iluminat toată. Așa. Și sincer să vă spun, nu prea știu ce o să mai filmez azi în continuare. Aveam de gând să fac astăzi colecția de machiaj, dar m-am întârziat pentru că am avut un colet de pregătit, un pachetel foarte special și s-a făcut de acum, e ora 12:30 și nu știu dacă m-aș încadra cu timpul să mai filmez treaba asta astăzi, dar găsesc eu ceva interesant să vă mai arăt până la finalul zilei. Și cam asta e deocamdată, îmi place tare, tare mult cum a ieșit machiajul și probabil mai spre finalul zilei, așa că tot să mă mai ajute lumina naturală, să mai revin să fac un update, să vă spun cum se prezintă machiajul pe tenul meu. Și cam asta e, merg să mai fac una, două treburi prin casă, să mai strâng, să mai fac curățenia și cu asta m-am luat că am făcut curățenia, știți, după weekend casa e bombă și a trebuit să fac ceva ordine. Astăzi nu merg la serviciu, așa că după amiază va fi o după amiază petrecută din nou cu familia, cu soțul, cu copiii și trebuie să ne găsim și noi ceva activități frumoase de făcut după amiază, așa că ne vedem cât de curând, de îndată ce îmi vine vreo idee așa mai creativă și să vă arăt ceva frumos și în vlogul de azi. Dar până atunci vă aștept în comentarii să-mi spuneți ce părere aveți despre machiajul meu full face Catrice.
vă aduceți aminte și dacă ați văzut vloguri cu o zi în urmă, ați văzut că am copt niște pâinici. Salut! Salut, da! Am copt niște pâinici și v-am zis că se numesc Lucia Bră și le-am făcut cu băieții mei acasă, iar acum tocmai a ajuns David de la școală și au venit cu turtițele astea coapte de el la școală și mi se pare super, super frumos. Îmi place că la școală au și activitățile astea de gătit. Și el e foarte mândru că a reușit să facă singur el formele, pentru că na, ne-am jucat cu aluatul și în weekend acasă, așa că acum o să gustăm un pic din turtițele astea făcute de el la școală. Zilei și ca să ne îmbrucim un pic în seara asta, așa să fie ca un mic răsfăț, ne-am luat o punguță la Too Good To Go din magazinul Weekly de la brutăria de acolo și vreau să vă arăt ce dulciuri am primit, de fapt să le descoperim împreună și vreau să vă povestesc un pic și despre machiajul meu de astăzi care a rezistat absolut eroic. Lumina asta nu știu dacă mă ajută neapărat, dar eu zic că se vede foarte bine, vedeți ce frumos se vede totul pe ten, nu mi s-a strâns, nu mi s-a adunat în linii, fardul la ochi nu s-a adunat în pliu absolut deloc, mascara s-a întins un pic, dacă vedeți un pic aici, dar nu e la modul de speriat, așa că eu sunt foarte mulțumită de toate produsele acestea de la Catrice pe care eu le-am testat astăzi pentru prima dată, unele dintre ele, altele le-am mai folosit între timp, dar zic că sunt foarte, foarte bune și foarte calitative. Bun, întorc camera și descoperim ce avem în punguța de la Too Good To Go. Am pus aici pe masă două farfurii ca să am în ce să pun ceea ce scot de aici. Văd că avem aici deasupra o cutiuță. Aici mai mult ca sigur avem de face cu o prăjiturică, dar o să am nevoie de un cuțit ca să desfac acolo, așa că o dau un pic deoparte.
Avem un rulou din foietaj cu marțipan, mai mult ca sigur pe interior, și migdale cu zahăr deasupra. Avem un corn clasic cu unt. Acestea se numesc spandauă. Sunt tot așa din foietaj și aici în interior au o cremă de vanilie. Un melcușor cu scorțișoară și cu glazură. Desfaci un pic asta. Am nevoie și de ajutoare. Aici e o... asta cum se cheamă? Wiener? Nu știu. Da. Tot un rulou așa mai mare cu foietaj, cu marțipan, la fel ca și ăla mai mic, primul pe care vi l-am arătat. Wow! Aici avem cârnați în aluat, dintre ăștia cu chili deasupra și cu ketchup în interior. Nu comand 2 și un cu ăsta 3. Așa. Avem, să-ți filmez și ce iau de aici, două chiflișoare dintre astea de făină albă, simple, așa, fără nimic altceva. Avem încă două chifle cu semințe de chia, iar făina pare să fie așa integrală, nu să fie neapărat făină albă simplă, cu semințe de chia și semințe de floarea soarelui. Și încă două chifle aici, astea par să fie și cu... asta e la fel ca primele, ca ultimele două pe care vi le-am arătat. Iar asta de aici pare a fi cu o făină ce conține mai multă tărâțe, este așa mai închisă la culoare. Avem și o baghetă din aceasta cu semințe de in. De fapt, in era și în partea cealaltă, am zis chia. În fine, mă înțeleg de sub aici, obosită. Și aici o pâine dintre asta mare, o pâine graham, tot cu semințe de in și semințe de floarea soarelui. Și uite așa, punguța s-a golit, iar astea sunt toate bunătățile. Uite, să vă arăt și în cutiuța. Avem aici o prăjiturică dintre asta cu frișcă, e super, super bunuță, ce bine arată și abia aștept să o ust, să o mănânc. Ok, și asta a fost și clipul meu de astăzi. Eu vă mulțumesc că m-ați urmărit, vă mulțumesc că sunteți aproape de fiecare dată. Dacă v-a plăcut clipul, să-mi arătați cu un like și vă aștept, bineînțeles, în bara de comentarii să stăm de vorbă. Nu uitați de linkurile din bara de descriere a acestui clip și clipurile ce vor fi inserate aici la final. Vă pup, vă iubesc și ne vedem mâine la următorul vlog. Pa!